Evita deportarea în Siberia printr-un exil voluntar la Chișinău, unde a locuit 3 ani. Căsătoria cu Natalia Gonciarova, remarcată inclusiv la Curtea Țarului pentru frumusețea, dar și frivolitatea ei, l-a pierdut pe poet. A murit în duelul la care îl provocase pe un presupus amant al soției. Scriitorul francez a primit Nobelul ca omagiu adus în altul idealism al creației lui literare și dragostei de adevăr cu care a descris diferite tipuri umane. Personalitatea sa a fost adeseori comparată cu aceea a lui Voltaire, din perspectiva influenței asupra opiniei publice europene. Scriitorul spaniol a fost și scenarist și ocazional regizor de film. A murit la 61 de ani în Casa Scriitorilor, construită de el și dedicată lui Cervantes, Dickens și Shakespeare. Tânăr fiind, a fugit de acasă pentru a lupta sub contract timp de 2 ani în legiunea străină. În campania din Transilvania din 1916 și-a pierdut brațul drept, petrecând restul primului război în lagăre germane. Pentru deosebită măestrie atinsă în poezia lirică actuală, precum și în domeniul marilor tradiții epice ruse, jurul Nobel l-a ales pe scriitorul rus în anul 1958. Cum războiul rece era întoi, a fost nevoit să renunțe public la distinția oferită. Regitul realizator de televiziune reușea să ne coloreze weekendurile comuniste prin programe de divertisment care ne făceau să uităm de cele 2 ore de program de seară dedicate tovarășilor. Unii o alătură galeriei celor mai influente personalități contemporane. Cei pragmatici i-au numărat banii și au constatat că este singura miliardară în dolari de culoare, prezentă în top 3 ani consecutiv. Totul din vorbe. Plecat din România în 1987, dramaturgul a primit cetățenie franceză în 1993, iar după Revoluție a devenit cel mai jucat autor în țară. Vorbind despre dubla sa apartenență culturală, spunea că este omul care trăiește între 2 sensibilități, care are rădăcinile în România și aripile în Franța. Vorbitoare de engleză, franceză și italiană, fiica celebrului Hamza a participat la numeroase producții internaționale. După absolvire în 1984, timp de 3 ani a jucat pe scena Teatrului Tineretului din Piatra Neamț. Despre admiterea sa la Institutul de Teatru, povestea că în 1952 a luat examenul cu brio, însă actele sale nu. Asta pentru că avea un unchi cu păreri politice diferite de cele oficiale. A absolvit totuși institutul în 1961, după ce a făcut armata și un stagiu de strungar și mecanic de întreținere într-o uzină socialistă. Nu mai pot, mi-e rău. Mă doare capul. Știți ce e mai bun pentru durerea de cap? Aspirina cu piramidonul. Pe care o iau întâi? Tenorul care a condus și Misterul Culturii și Opera Română a cântat în corul uzinei Tractorul din Brașov, pentru ca apoi să se consacre pe toate marile scene ale operei din țară și din afară. Niciodată pe toate, important este să înțelegem ceva din viața asta.